Pentru elevii claselor 1 și a doua, acest an școlar marchează o premieră. Ei vor învăța după o programă școlară nouă. Aceasta implică însă și o altă premieră îndelung dezbătută de către învățători și părinți, introducerea de manuale digitale alături de manualele printate noi, realizate conform noilor programe. Noile manuale de clasa 1 -a și a 2 -a vor aduce ca elemente de noutate posibilitatea de a preda și învăța și pe suport digital. Această modalitate este pe placul copiilor, dar ar putea naște dificultăți pentru învățători și părinți. Introduse în ideea ușurării ghiozdanului, manualele digitale vor veni în completarea celor tradiționale, dar clar nu pe 15 septembrie căși licitația privind achiziționarea acestora a fost contestată. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis în urma verificării celor 11 contestații primite, Ministerul Educației să reevalueze oferta editurilor care au participat la licitație în termen de 10 zile. Apoi se va declara câștigătorul, iar dacă aceasta nu va fi contestată, se poate începe tipărirea manualelor. Asta dacă nu se va ajunge și în instanță, pentru că o firmă poate ataca la Curtea de Apel decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Adică elevii de clasa 1 și a doua vor avea manuale printate și digitale la Sfântul Așteaptă.